Mulțumesc încă o dată pentru răspunsul la invitație. E o conferință de presă atipică legată de prezentarea situației la Disbacău, la încetarea colaborării mele în calitate de director executiv cu fostul angajator, cea mai mare asociație din județul Bacău, așa cum îmi place întotdeauna să o prezint. Vă stau la dispoziție, ca de obicei, cu răspunsuri la orice întrebări pe care le aveți. O să fac o scurtă trecere în revistă a situației în care se află astăzi Adis Bacău. Din punct de vedere operațional, pot afirma că absolut toate cele 93 de unități administrativ-teritoriale din județ sunt deservite de către operatorii de salubritate. Am bucuria de a prezenta faptul că din cele 3 unități administrativ-teritoriale care erau supuse regimului de limitare a prestării serviciului, și aici mă refer la orașul Dărmănești, Comuna Secuieni și Comuna Huruiești, vor rămâne doar 2, întrucât în această dimineață am primit pe e-mail asumarea de către Consiliul Local Huruiești a datoriei pe care o avea prin intermediul adisului către operatorii de salubritate pentru anul 2018. S-a depășit, spun eu, și vârful de sarcină și perioada cea mai critică din punct de vedere financiar. Ajunseserăm la un moment dat la aproximativ 20 de milioane de lei datorie către operatorii de salubritate la nivelul anului 2018, însă astăzi datoria pentru anul 2018 este de aproximativ 3,7 milioane de lei, la care se adaugă, bineînțeles, facturile lunilor ianuarie și februarie, care încă nu a venit. Deci, raportul între 3 și 20 de milioane este unul favorabil. Trebuie să mulțumesc încă o dată celor care au contribuit la deblocarea unei situații de criză de natură financiară, în primul și în primul rând municipiului Bacău, care din plata efectuată, și anume 1 milion de euro, a contribuit substanțial la soluționarea crizei. Ulterior, și celelalte unități administrativ-teritoriale fie au achitat, fie și-au asumat achitarea datorilor după aprobarea bugeturilor locale, estimez în a doua jumătate a lunii aprilie. La momentul la care voi părăsi asociația, afirm cu toată convingerea că tot ceea ce înseamnă datorii către operatori sunt deja acoperite prin asumările membrilor ADIS, și anume hotărâri de Consiliu Local. Chiar dacă mai sunt 2 unități administrativ-teritoriale care au decis să temporizeze inutil asumarea datoriilor și plata acestora. Din punct de vedere juridic, așa cum am mai afirmat, asociația câștigă și când este atacată din interior și când atacă. Când voi părăsi ADIS-ul, lucrurile se prezintă în felul următor. Am câștigat în primă instanță procese împotriva UAT Moinești și UAT Dărmănești, iar acest lucru, cred cu convingere, că va rămâne neschimbat și prin hotărârile definitive. Este dreptul oricărei entități, indiferent că vorbim de un membru ADIS sau un operator, de a-și apăra drepturile așa cum consideră mai bine de cuvință. Însă, întotdeauna am considerat că ADIS Bacău respectă drepturile legitime atât ale membrilor săi,
cât și ale partenerilor contractuali. La moment de bilanț, legat de relațiile contractuale cu operatorii, lucrurile sunt reglementate, din punctul meu de vedere, prin aprobarea actului adițional 1 la contractul cu Ecosudu și actului adițional 3 la contractul cu Rompresto. În interiorul asociației, lucrurile sunt funcționale prin aprobarea de către toți membrii ADIS, inclusiv orașul Comănești, actului adițional 3 la documentul de poziție, lucru care presupune plata la cantitate de către fiecare unitate administrativă teritorială. Aici o să vă cer permisiunea să fac o scurtă paranteză, prezentându-vă opinia nu doar personală, ci și profesională pe subiectul plate. Ambele sisteme de plată, atât cel care a fost statutat la momentul depunerii proiectului, și anume în 2010, taxă pe cap de locuitor transferată la ADIS, ulterior plătite facturile operatorilor, acum înlocuit cu, aparent înlocuit, pentru că vorbim în continuare, de taxă specială de salubritate plătită de utilizatori, transferată la ADIS, dar raportându-ne la cantitatea de deșeuri generată de UAT și nu la numărul populației. Ambele sisteme de plată au fost și sunt corecte. Diferența este între sistemul paușal și sistemul individual. Ambele sisteme de plată, dacă și-ar fi respectat principiile inițiale, au fost și sunt corecte. ADIS Bacău nu a plătit nimic altceva operatorilor decât cantități de deșeuri. Mecanismele de plată, ambele, își au logica și suportul lor. Primul mecanism de plată se baza pe o contributivitate distribuită la nivelul județului între urban și rural. Din păcate, din cauza scăderii populației, subiect pe care dumneavoastră îl cunoașteți în egală măsură cu mine, fenomenul pe care l-am înregistrat a fost de dezechilibru financiar. Cei care au beneficiat cel mai mult prin proiect de investiții, în loc să susțină în continuare derularea contractelor, care înseamnă abia, din punctul meu de vedere, abia derularea contractelor, reprezintă succesul proiectelor, au făcut ca greutatea contractelor să contrabalanceze pe UAT-urile mici, în general sărace, și care nici nu produc deșeuri, și dacă veți analiza cifrele, nici nu au scăzut, nu au înregistrat scăderi de populație atât de mari. Pentru mine problemele în ADIS au început în 15 decembrie 2015. Și există un fir roșu cu o identitate de nume, de UAT-uri și persoane implicate în conflictele generate în special în interiorul ADIS-ului. Mă bucură faptul că UAT municipiul Moinești și-a asumat plata datoriei și o să spun un lucru care poate o să vă surprindă. Dintre toți membrii ADIS cu care am colaborat, cred cu tărie că primarul Valentin Vieru, un foarte bun cunoscător al domeniului, este cel care va putea atinge cel mai repede noile ținte obligatorii. La momentul despărțirii de ADIS Bacău am solicitat reprezentanților angajatorului Consiliului Director, adică și președintelui asociației, o evaluare a activității. Însă, întâmplarea a făcut ca cea mai bună evaluare a activității să fie realizată de către Garda Națională de Mediu, care a fost în control la ADIS Bacău, la Ecosud, la Romprest, la Comănești. Rezultatul procesului verbal de finalul este extrem de clar pentru mine. Nu se aplică sancțiuni. Dovedește pentru mine, și sper că și pentru dumneavoastră, faptul că asociația, în relația cu membrii și partenerii contractuali,
Nu a greșit cu absolut nimic. La acest aspect se adaugă câștigarea proceselor din instanță, dar din păcate pentru noi și pentru asociație, șirul proceselor va continua. Pentru că unii membri ADIS, deși reprezintă asociația în cadrul organelor de conducere, decid ulterior asumărilor datoriilor să intenteze procese împotriva asociației din care fac parte. Nu am înțeles niciodată acest demers, nu l-am susținut și îmi exprim încrederea că prin aparatul tehnic ADIS Bacău va câștiga și aceste procese. La final de colaborare las un lucru nou, o noutate absolută în domeniul gestionării deșeurilor de implementat. În urmă cu două zile am semnat cu cel mai mare organism de transfer al responsabilității din România, entitate care reprezintă interesele producătorilor de ambalaj ca deșeuri reciclabile pe piața românească, un protocol de colaborare care în termen financiar se va traduce la un maximum de 1200 de lei pe fiecare tonă de deșeuri reciclabile din ambalaje, bani care vin la ADIS. Am afirmat la sfârșitul anului trecut, chiar în ziarul Deșteptarea s-a menționat acest lucru, deșeurile reciclabile vor costa zero. Și așa se va întâmpla. Din acest punct de vedere, astăzi nu stăm extraordinar de bine la nivel de județ Bacău. Doar 1% din cantitatea totală de deșeuri este colectată selectiv. În condițiile în care ținta legală ar fi de 13% din cantitatea totală. Însă, avem toate elementele necesare atingerii țintelor legale. Unii dintre cei mai buni operatori de pe piață, atât Rompres cât și Ecosud, sunt niște firme cu prestigiu în domeniu. Un interes sporit al reprezentanților unităților administrative teritoriale legat de plata la cantitate. O sursă financiară, și acest lucru este foarte important, pentru acoperirea costurilor cu colectarea selectivă a deșeurilor. Mai mult decât atât, îndrăznesc să spun cu un strop de mândrie și un aparat tehnic al ADIS Bacău, extrem de experimentat și dispus să contribuie în folosul fiecărui membru ADIS la atingerea țintelor legale. În linii generale, o să fac o scurtă trecere în revistă a demisiei. 18 ianuarie 2019, în ziua în care am primit de la Ecosud notificarea de suspendare pentru întreg județul Bacău. A fost un moment de vârf al crizei, în condițiile în care am conștientizat imediat că notificarea de suspendare a serviciului va fi pusă în aplicare în termenul precizat, adică pe 25 ianuarie. De ce am conștientizat imediat acest lucru? Foarte simplu. Nu era adresată doar către asociații, ci și către Garda de Mediu și Agenția de Protecție a Mediului. Din experiență vă spun, în momentul în care un operator notifică Garda și APM-ul, e clar că își va duce la îndeplinire notificarea. Trecuserăm deja de pe data de 3 ianuarie prin două momente delicate. O încercare de suspendare pe 3 ianuarie, pe care cu ajutorul colaboratorilor de Garda de Mediu am deblocat-o. O rundă de negocieri în data de 8 ianuarie și mai mult decât atât, municipiul Bacău efectuase integral plată. În momentul în care achiziți 1 milion de euro ca primar, nu ai niciun fel de datorie.
dar în schimb ți se închide depozit și pe cale de consecință deșeurile rămân pe stradă, este imposibil de explicat unui cetățean. Așa cum am considerat că administrația băcăoană nu are nicio vină pentru faptul că o conductă s-a rupt la 40 de km de Bacău, administrația băcăoană nu ar fi avut nicio vină în cazul în care, achitând integral toate datoriile, ar fi avut de suportat același regim. Nu am făcut public demisia mea, însă am făcut-o pentru a mă putea concentra pe soluții. Între aceste soluții, cea pe care mă bucur că am lăsat-o membrilor asociației, este posibilitatea legală de a subvenționa serviciul public de salubritate, lucru statutat de Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, Consiliul Concurenței și instituția prefectului. Această soluție o poate aplica orice unitate administrativ-teritorială care își asumă, în conformitate cu prevederile legale, plata operatorilor în condițiile în care resursele financiare din taxa de salubritate nu sunt suficiente. Cred că legat de subiectul demisiei nu e cazul să discut prea mult. Voi spune doar atât că la un moment dat, după trecerea peste o lună de zile, am făcut o solicitare de revocare a demisiei. Vă explic faptul că demisia este act unilateral, își produce efectele în cazul unei funcții de conducere la împlinirea unui termen de 45 de zile lucrătoare, oricând angajatorul poate renunța la beneficiul termenului de preaviz și întrerupe relația de colaborare, iar în perioada respectivă, atât salariatul, cazul în speță eu, puteam face solicitare de revocare a demisiei, care ar fi putut opera în două circunstanțe, tacit sau explicit, prin aprobare. Conducerea ADIS, reprezentată de Consiliul Director, a decis încetarea relațiilor de colaborare, decizie pe care am spus-o explicit că o voi respecta, este opțiunea angajatorului prin organele de conducere, sub nicio formă nu o voi comenta sau ataca și a venit momentul de a adresa mulțumiri. Mulțumiri în primul și în primul rând celor care au condus asociația, președinții Dragoș Benea și Costel Baciu de la Lipova. Mulțumiri colaboratorilor din Consiliul Județean Bacău, care au implementat proiectul, dar pe care ADIS Bacău l-a făcut funcțional. Fapt certificat de reprezentanții Comisiei Europene. Evitând, după cum bine știți, o adevărată situație de criză legată de rambursarea 36 de milioane de euro, lucru care ar fi fost aproape imposibil. Mulțumesc primarilor și consilierilor locali, celor care, deși poate uneori nu au crezut în reușita acestui proiect, l-au susținut. Deși nu le-a fost ușor, în special în ceea ce înseamnă plăți, le-au susținut. Mulțumesc și celor care s-au manifestat uneori mult prea dur în raport cu asociația din care făceau parte, pentru faptul că ne-au făcut mai puternici. Mulțumesc colaboratorilor din terții instituții. Subliniez din nou oameni de o reală valoare, din Consiliul Județean, din Direcția Juridică, Ciprian Bogea, Anca Baciu, fără de care reușita acestor negocieri și contracte și acte adiționale nu ar fi fost posibilă. Colaboratorilor din Garda de Mediu, din instituția prefectului, în special domnul subprefect Valentin Ivancea, dar și doamnei prefect, celor din Comitetul Județean de Situații de Urgență, Agenției de Protecție a Mediului,
doamnelor în special care lucrează acolo, în ciuda diferențelor de opinie pe care le-am avut cu conducerea APM Bacău și ANPM București. Mulțumesc colegilor din echipa aparatului tehnic al ADIS Bacău și actualei conduceri pentru colaborare și inclusiv pentru lecțiile de viață primite. Cu siguranță îmi vor folosi. Nu în ultimul rând, cu toată sinceritatea, vă mulțumesc dumneavoastră, colaboratorilor din presă, care a susținut eforturile aparatului tehnic ale ADIS și le-ați prezentat în mod corect. Vă stau la dispoziție pentru orice eventuale întrebări. Domnule Sertu, după momentul de Oscar, v-aș întreba altfel. Față de acum 45 de zile când v-ați depus demisia, s-au schimbat lucrurile în bine. A susținut anterior. Nu v-ați răzgândit sau motivul demisiei a constat în dificultățile sau, mă rog, în conștientizarea dificultăților și a riscurilor pe care asociația în ansamblu, numele ADIS, cât și aparatul tehnic, în special eu, le aveam de înfruntat în momentul respectiv. Știți prea bine că în interiorul ADIS sunt discuțiile cele mai dure, cele mai crâncene, acuzele cele mai grave. Ei, a fost un moment în care am decis nu să plec sau să mă dau înapoi, ci să fac un pas lateral în așa fel încât să mă pot concentra pe ceea ce am de făcut cu adevărat, și anume de restabilit un echilibru. Și asta am și făcut. Nu vreau sub nicio formă să mă plâng legat de dificultățile din interiorul asociației. Doar paznicul de aici, de la CAEX, poate confirma programul de lucru al aparatului tehnic. Însă, chestiunea legată de răzgândire. Eu am fost pregătit pentru orice urma să se întâmple. Atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere personal. Însă subiectul acestei conferințe de presă nu este cel legat de personal. Puteam și eram pregătit să rămân în interiorul asociației, cum la fel de bine și să plec, dar nu oricând și oricum. Am spus-o clar, nu voi părăsi ADIS-ul în perioada de criză. Bun, dar nu e o perioadă de criză și acum, că nu mai ai nici director, nici director adjunct. Dar eu am înțeles ceva. Eu am înțeles că dumneavoastră v-ați dat demisia și după aia v-ați răzgândit, ați renunțat demisii și conducerea ADIS a decis să plecați. Am apelat la un drept legal al meu și anume solicitare de revocare a demisiei. Foarte simplu. Da. După care ADIS a zis... Am oferit conducerea ADIS posibilitatea de a folosi în continuare serviciile mele. Simplu. În cazul în care nu făceam acest lucru, prin demisie ca act unilateral, în 45 de zile lucrurile se încheiau. Ca decizia mea, unilaterală. Am făcut ce am avut de făcut din punct de vedere profesional și ulterior am oferit angajatorului posibilitatea să decide. Și acum este și corect. Și atâta timp cât angajatorul prin organele de conducere a decis, eu respect decizia. Nu o comentez, nu o voi ataca. E mai mult un de mii de sigur. Depinde de dumneavoastră cum o priviți. Decizia pe care am primit-o spune în felul următor. Consiliul director, decizie privind încetarea raporturilor de muncă cu domnul Sertu Constantin Bogdan. Ați avut un conflict cu careva dintre membrii Consiliului Director? Doamne, îmi face plăcere să cred că sunt conflictual la modul reactiv. Dacă cineva atacă asociația, sub nicio formă n-am să tac, n-am să plec capul sau n-am să ascuns un preș. În momentul în care te afli în Consiliul Director, eu nu consider că ți-ai asumat, așa cum scrie și în statut,
să aperi interesele tuturor membrilor asociației. Cine e vicepreședinte la Consiliul Director? Consiliul Director este compus din 5 persoane. Domnul Nicolae Ignatiu, primarul municipiului Onești, domnul Ștefan Șilochin, primarul orașului Târgu Ocna, domnul Lucian Bogdanel, consilier al primarului municipiului Bacău, domnul Johnny Crăciun, consilier al primarului comunei Racova și domnul Livez, corect. Mă gândeam la consiliile locale cele mai dificile, Livez, corect. Și domnul Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean. Deci cine rămâne director la ADES? A fost numit, numită prin decizia Consiliului Director, doamna Carmen Stoican, contabil ADES, unul dintre cei mai vechi salariați din cadrul aparatului tehnic și persoana care, așa cum am mai spus alături de mine, cunoaște cel mai bine situația financiară a asociației și are o bogată experiență. Am foarte mare încredere în capacitatea dânsei, în special din punct de vedere economic. Cine e operatorul care se ocupă de reciclare și cu care ați încheiat protocolul? Green Point Management. Green Point Management. Este cel mai mare organism de transfer a responsabilității. Reprezintă pe piața românească interesele unor firme de renume, printre care, și ăsta e pentru mine un argument foarte important, Coca-Cola, între partenerii Băcăuani e număr de demand, iar Greenpoint Management ce face? Un extrem de simplu, orice producător de ambalaje care introduce pe piața românească ambalaje ca și deșeuri reciclabile, are obligația de a dovedi că a retras cel puțin 60% din cantitatea totală pe care o introduce pe piață. În caz contrar, plătește ca penalitate la fondul de mediu aflat în subordinea Guvernului României 2 lei pe kilogram, 2000 de lei pe tonă. Este penalizarea asta? Da. Este ceea ce se cheamă răspunderea extinsă a producătorului. Vedeți dumneavoastră, oricare dintre noi, din când în când vrem să bem o apă, un suc, dar vrem doar apa, sucul respectiv. Ce face Green Point Management? Plătește, doamnă, celor care duce la el? Nu, sub nicio formă. Nu? Cu documente justificative, îl ajută să se descarce de obligații. Adică, relațiile contractuale ADIS, Romprest, ADIS, Ecosud, rămân aceleași, cantitățile de deșeuri reciclabile din ambalaje prelucrate pe raza județului Bacău prin SMIT plus cantitățile de deșeuri care sunt colectate de alte entități, gen colectori, se raportează prin intermediul ADIS-ului către Greenpoint Management, care la rândul său își descartă acționarii, producătorii de ambalaje, în raport cu Fondul pentru Mediu. Și plătește din banii acestor producători. Doamne, e oricând de preferat să plătești 1200 de lei decât 2000 de lei. Până să văd dacă, să înțeleg dacă e preferat sau nu, n-am înțeles cum funcționează totuși. Acum am fost explicit? Nu. Atunci? Ce face? Vrem poate face mai niște operațiuni? Nu, plătește. Plătește. De unde plătește? Da, el de unde încasează? De la acționari, în speță, de la producătorii de ambalaje. Coca-Cola, de demand, ce vreți dumneavoastră? Acești producători de ambalaje sunt obligați prin lege să fie reprezentați de un OTR. OTR-ul are ca responsabilitate față de acționari să le reprezinte interesele în raport cu fondul de mediu. Pe scurt, Coca-Cola a băgat o tonă de deșeuri reciclabile pe piață, de ambalaje. Ok. Dovedești că ai recuperat 60%? Da sau nu? Nu dovedești? Penalitate 2 lei pe kilogram. Deci fiecare producător de apă minerală, de... Orice, țigări, ce dori dumneavoastră, medicamente? Așa trebuie să recuperezi pe ambalajele. Exact. Dacă recuperează, plătești mai puțin. Dacă nu le recuperează, plătești 2000 de lei pe tonă. Exact. Dacă le recuperează, plătești în general 1200 de lei. E prețul maxim. E prețul maxim pe care un OTR
îl plătește. Da, diferența nu e chiar așa de mare. Între? Între suma pe care o plătești dacă recuperează și cea pe care o plătești dacă nu recuperează. Doamna, eu cred că din punct de vedere strict business, e de preferat să plătești 1200 de lei și să ai cantități. Depinde cât te costă să recuperezi, că doar nu... Dar atenție, costul... Așa, doamnă, nu, dar ambalajele fizic nu se duc la OTR. Documentele se duc la OTR. Costurile de colectare a deșeurilor reciclabile sunt mari. Ăsta este și motivul pentru care producătorul și OTR-ul acoperă din aceste costuri. Ce înseamnă lucrul ăsta pentru OAT-urile din județul Bacău? Păi, în primul rând, vor avea de plătit către ADIS și prin intermediul ADIS mai puțin. Cu banii care intră pentru reciclatul fiecăruia. Ambalajele de reciclatul fiecăruia, pe de o parte. Pe de altă parte, pasul următor este extrem de simplu. Pentru populație. Atâta timp cât costul cu deșeurile de reciclabile va fi zero, taxa va putea fi ținută sub control. E extrem de simplu. Imaginați-vă o casă, două pubele. Un pe pubela pentru reciclabil nu te costă nimic, iar cea cu reziduar dă ce-ți mai rămâne. Pubelele cu hârtie, sticlă, plastic și metal le ridică tot rompestul și le duce... Nu doar rompestul, doamnă, în județul. În nu, doamnă, le duce la stațiile de sortare. Aha. Uitați că în județul Bacău da. Avem una deci. Dintre cele mai importante stații de sortare și performante. Da, haideți să revenim la subiectul respectiv. Deci, practic, așa. Vine romprestul și a zis că mai e cineva care le ridică. Doamnă, pe teritoriul județului Bacău sunt 7 operatori de salubritate. Romprestul e doar unul dintre ei. Principalul operator de salubritate, din punct de vedere cantitativ, este Soma. Soma, un prest, absolut bun. Orice operator are obligația deci, de a operator ia deșeurile reciclabile, da. Le duce la stațiile de sortare. Operatorul stațiilor de sortare, în speță EcoSud în general și Comănești, prin serviciu public la Comănești, sortează deșeurile. În general, dintr-o tonă de deșeuri introduse într-o stație de sortare, ies 750 de kg de material valorificabil, reciclabil. Pentru cantitatea rezultată în urma procesului de sortare, în general 75% din totalul cantității introduse, OTR-ul plătește în funcție de tariful cui ADIS-ului și ADIS-ul scade de la fiecare OAT. Pasul... Deci, acest Green Point Management va plăti ADIS-ului? Exact. Pe baza raportărilor făcute de ADIS, pe care oricum le deține de la operatorii cu care are relații contractuale. Așa, va plăti ADIS. Exact. Ce? Cât? Maximum 1200 de lei pe tonă. În funcție de tariful operatorilor. Și acest lucru, discuția pe care ați dus-o... Și tot ADIS plătește 2000 de lei pe tonă? Nu. Plătește... Cine plătește 2000 de lei pe tonă dacă nu sunt recuperate deșeurile? Producătorul? Exact. La fondul de mediu. Producătorul. Coca-Cola. Prin notere, 2000 de lei la fondul de mediu. Deci, dar... când plătește la ADIS sau dacă nu plătește dincolo? La fond de mediu. Ei, vedeți de ce este mult mai avantajos să plătești 1200 decât 2000? Pentru că îi plătești pentru aceeași cantitate. Da. Pasul următor va fi scăderea sau ținerea sub control a taxei. Da. Adică OAT-urile sunt interesate să... Sunt toate argumentele posibile, inclusiv de natură financiară, puse. Mai aveți întrebări? Vreau să întreb la Dărmănești unde se duce bunul. Aș vrea să am un răspuns concret la această întrebare. Din experiența crizei din 2017 am avut dovezile filmate și fotografiate ale îngropării deșeurilor. Atrag atenția asupra următorului risc. Dacă pe sistemul de plată paușal scădea populația, există riscul ca pe plata la cantitate, brusc și inexplicabil,
să scadă cantitățile de deșeuri care, de altfel, au un parcurs de 3 ani de zile, dovedit. Când ați filmat? Când ați crăvit? În 2017. În 2017 aveți dovedit că s-au îngropat deșeurile de la marginea orașului, în pădure, unde s-au îngropat? Da. Însă, domnul primar a afirmat public și nu am mijloacele să-l contrazic, că era vorba despre o operațiune de igienizare. Dacă igienizarea înseamnă îngroparea deșeului, nu sunt eu în măsură să definesc igienizarea. Deci primarii vor fi interesați să raporteze mai puțin gunoi. Pe lumea asta, când se plătea per capita, a scăzut populația. Când se plătește la cantitate, veți constata cu siguranță că există riscul să scadă cantitatea și, repet, brusc și inexplicabil. Însă, metodele reale de reducere a cantității sunt reducerea biodegradabilului în rural la sursă prin compostare, în urban prin colectare separată și compostare, că Doamne iartă-mă, e 0,32 de lei o tonă de biodegradabil din urban să o compostezi, față de 122 de lei pe tonă să o transferi. La capitolul colectare selectivă, reducere prin creșterea cantităților de reciclabil. Mai ales în condițiile în care vin bani pentru cantitățile alea. Munca e aceeași. Banii sunt suplimentari. V-am mai întrebat odată, atunci mi-a spus că sunt întreb la primărie, de ce nu există unități de compostare distribuite în municipiul Bacău? Pentru că încă Adis Bacău nu gestionează contractul de colectare și transport pe raza municipiului Bacău și a 22 de comune limitrofe. Deci unitățile de compostare sunt în gestionarea la administrarea dumneavoastră, nu la... Nu, a primării. Nu le-ați dat. Le-ați dat? Dar nu, noi nu avem zonă. Adică nu a avut, nu are și nu va avea... Nu țin minte la o conferință care a avut loc municipiul Bacău. Acolo la biblioteca vechi, că așa ați spus că aveți unități de compostare pe care îi veți... Consiliul Județean Bacău a avut unități de compostare pentru cei 65 de pe contractul cu Romprestu. Municipiul Bacău a avut unități de compostare pe ISPA, proprietatea CJ, proprietatea municipiului Bacău. Pentru municipiul Bacău și cele 22 de comune limitrofe. Ce noutate va aduce contractul de colectare și transport, care eu sper că se va finaliza anul acesta? Două pubere. Dacă mai sunt pe stoc și unitățile de compostare, să nu uitați că sunt achiziționate la nivelul 2010. Mă îndoiesc că mai sunt foarte utile. În zona de case este extrem de utilă unitatea de compostare. Ajută la reducerea cantităților dacă e folosită inteligent. Odată redusă cantitatea, se vor reduce costurile implicit pe cetățean. Acum, așa, frumoase, toate crengile, tot ce rezultă din grădină, oamenii pun în puberi. Și am constatat, când mai bate unde s-a mai restat în puberă, toată strada se umple de vegetație uscată și... Doamne, eu privesc... Tu dai via și pun în puberă. Dumneavoastră sunteți unul dintre reprezentanții mass media foarte implicat pe subiect. Dacă prezentăm oamenilor extrem de simplu, ne costă 0,32 de lei o tonă de biodegradabil, față de 90 de lei la depozitare sau 122 de lei o tonă de reziduale. Ce am de făcut? Simplu. Să separ grâul de neghin. E un gest de voință. Deci e 30 de bani. Da. Compostarea unei tone de deșeuri biodegradabile din mediul urban. Dacă respectiva tonă, în loc să o duc la stația de compostare, o duc pe depozit. 90 de bani de compostare. Nu, 90 de lei dacă o depozitez. 90 de lei. 90 de lei, doamne, fără TVA. Deci compostarea costă 30 de bani pe... Exact. Pe tonă. Pe tonă? Pe tonă. Și... Depozitarea costă 90 de lei. Exact. Da. Fără TVA. Pe tonă. Da. Tonă. Eu vreau să vă mai întreb ceva. Început cred că toți știm de aici subiectul foarte bine. Cine îți face? Doamnă, așa cum v-am mai spus dumneavoastră, nu voi pleca la Rompres Services Summit. Sunt astăzi, când stăm de vorbă, în evaluarea a 4 sau 5 posibilități. Prima, care se va concretiza prin semnătură a unui contract, acolo voi merge.
Nu am fost niciodată adeptul pauzelor lungi și dese și nu îmi permit o pauză din punct de vedere profesional. Mai ales în condițiile în care trăiesc cu buna impresie despre mine dovedită prin notele pe care le-am luat la examenul de la master, primul examen fiind managementul integrat al deșeurilor. Vă duceți la oameni consultanță pe probleme de... Nu. Nu sunt în discuții cu firme de consultanță. Vedeți, dumneavoastră, am lucrat cu unii dintre cei mai buni consultanți din România și deși au avut rezultate, ei înjură lumea degeaba. Dar sunt bine plătiți. Însă niciodată, oricât de bună... Dar domeniul care e tot acesta? Eu am pregătire în domeniul juridic. Am experiență în administrație, în relații internaționale, management de proiecte, fonduri europene agricultură și de 9 ani de zile în domeniul gestionării deșeurilor. O privesc nu ca pe o activitate de salubrizare, sub nicio formă, ci ca pe o activitate administrativă. Am fost, sunt și rămân om de administrație, de orientare stânga. Pentru că acolo e inima. Și eu nu cred că dacă lucrezi în domeniul public, poți avea pretenții de dreapta. Deși, în mod surprinzător, susțin interesele legitime ale partenerilor contractuali, operatori privați. Mai mult decât o fac unii care au pretenție de liberare. Dar nu vreau să fac niciun fel de speculații politice. Vă urăm succes! Vă mulțumesc mult și pentru urare, dar în special pentru colaborare.